Sfântul Iza Cergan încep știrile, este alertă în delta Dunării. Un bărbat este dat dispărut după ce două embarcațiuni s-au ciocnit pe brațul Sfântul Gheorghe în această noapte. Salvatorii au fost chemați în ajutor chiar de una dintre victimele implicate în accident. Pe una dintre nave erau două persoane care au fost rănite în urma impactului. În cea de-a doua barcă se afla un alt bărbat care a căzut în apele fluviului. Acesta este căutat de mai multe echipaje ale Poliției de Frontieră, Capitania Tulcea, dar și Poliția Transporturi. La misiunea de salvare s-au alăturat și mai mulți localnici care au ieșit cu propriile embarcațiuni pe fluviu în speranța că îl vor găsi pe bărbat. Până acum nici urmă de acesta, salvatorii continuă misiunile de căutare.